Bun găsit, dragi prieteni, la un nou webinar, Admiral Markets. Sunt Liviu Moldovan și împreună cu Dorin Roșu o să facem radiografia piețelor bursiere aferent sesiunii de astăzi. Bun venit, Dorin! Bine te-am găsit, Liviu! Bună ziua tuturor! Ce mai faci? Bine, mulțumesc! Tranzacționezi? Da, normal, normal. Am înțeles. Știi că indicii chestii după aia... Da. Ți-a plăcut sau ce zici de decizia Băncii Centrale Australiei? Chiar tot vorbeam noi de dolarul australian. Oarecum... Ușor acum. Da. Oarecum era în plan, știi? Era de așteptat. Și mai era ceva în plan. Să citesc eu disclaimer. Exact. Era sigur. Da. Gata. Bun. Forex și CFD-urile sunt instrumente complexe și implică un risc ridicat de a pierde rapid banii din cauza efectului de levier. Ar trebui să vă asigurați că înțelegeți cum funcționează CFD-urile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a pierde bani. Asigurați-vă că înțelegeți pe deplin toate riscurile implicate. Tranzacționarea Forex și a CFD-urilor este o activitate riscantă și această prezentare video nu ar trebui să fie considerată drept un sfat sau recomandare de investit, deoarece reprezintă doar opinia personală a moderatorilor. Această prezentare video are un caracter informativ și educațional. Și două argumente pentru Admiral Markets din mai multe. Cele mai bune oferte pe indici, spre tipic de 0,8 puncte pe CFD-ul aferent DAX 30 și 1,5 puncte pe CFD-ul aferent Dow Jones în timpul principalelor ore de tranzacționare. Și cele mai bune oferte pe Forex, 0,6 pips spre tipic pe euro USD fără comision pe conturile trade.mt4 și trade.mt5. 10 pips, nu e mult. Asta tu pic să gândești, 10 pips. Da. Un comision de 10% e mult. Opa. Da, corect. De fapt, un comision de 10% nu prea poți să-l aplici decât odată, că aia o singură tranzacție, după aceea se prinde clientul și pleacă. Și pleacă, exact. Da. Ok, să vedem ce au făcut astăzi clienții caselor de brokeraj la nivel global. Și... Confirm. Mulțumesc. Avem indecizie pe Wall Street. După o sesiune cu creșteri frumușele, hai să vă arăt, închiderea de aseară, 1,68, 1,8% pe plus, 2,2, 2,3 pentru sectorul de tehnologie. Știm, în urma faptului că, vezi, doamne, Trump nu mai e la fel de bolnav, da? Sau să zicem că are doar o formă ușoară și iese rapid din spital, cum ne-a vine asta, ești pozitiv și te lasă acasă după 3 zile, n-am mai auzit. În fine. Iarăși, după o creștere a barilului de țiței de peste 6% pentru WTI, 5,6% pentru Brent, ce vedem acum? Încă 3,5%. Și o să detaliem. E justificat, o să detaliem. Europa ușor, să zicem, supraperformează în raport cu Wall Street în sesiunea de astăzi, crescând. Vreau să fac o ușoară corecție, o erată, de fapt. Am spus ieri că, referindu-mă la sesiunea de vineri și știrea cu Trump depistat pozitiv de coronavirus, nu știu cum a ieșit mie din cap faptul că nu... Până la închiderea sesiunii veste europene, se știa de chestia asta, deci indicii au fost influențați. Nu știu ce am... Mi-a ieșit mie din memorie povestea asta și am zis ieri că știrea a apărut mai târziu. Nu, aici vreau să-mi fac, să fac o erată și să-mi fac mea culpa din neatenție. Bun, stabilitate pentru euro-dolar și în general pe piața Forex. Am spus de aceste creșteri și hai să începem cu... Hai să începem cu dolarul australian, pentru că pe el l-am menționat prim.
Ok. Bun. Aici. Dolarul australian e într-o fază de consolidare, a putea spune, se gândește el așa, cam ce ar fi bine să facă. A întâlnit această rezistență 72.03 sau 0.7203, care, bineînțeles, e un nivel psihologic și... Ai și o retragere Fibonacci, cumva, ochiometric, parcă? De la maximul... De așa. Ar putea... Nu, de la ultimul maxim. A, de aici. Sau de la maximul acelei perioade, zic. Așa ceva, știi? Mm-hmm. Cam 61, cred că ar fi. Da, sau aproape, da. Foarte aproape. Și iată, și sub 50. Dacă, bine, dacă cobor vârful pe... Ăla cred că... Nu? Da, perfect. Da, nu, mm-hmm. ochiometric am văzut-o așa, da. Cam, acum depinde, nu e. Dar rezistență de 61, a retragerii de 61, FIBO. Da, da. Un exact. Ușor bearish divergence. Exact. Și acum, într-adevăr, e un pic, aș putea spune, fără o direcție clară, deoarece, pe de o parte, iată, consolidarea, apropo de acest low, e un low, un higher low până la urmă. Într-adevăr, rezistența a ținut, deci pe de o parte Tauri ar putea spune, uite, domnule, noi încercăm să spargem rezistența și poate reușim, urși zic, domnule, nu treceți de zona asta. Băi, nu vă legați de rezistența noastră. Exact. Din nou, important este că e un nivel de weekly, dar pe măsură ce prețul zăbovește mai mult aici, s-ar putea discuta despre o fază de consolidare care finalmente ar putea să izbutească în a depăși rezistența. Deci e o chestiune de timing, într-un fel. Da. Cât pică mai repede, cu atât scad șansele continuării aprecierii și invers. Era undeva ușor pe minus la nivelul sesiunii de astăzi, în urma ședinței Băncii Centrale a Australiei, unde s-a luat decizia nemodificării dobânzii la 0,25%, însă oficialii băncii, market statement, au indus ideea că nu s-a întâmplat acum, dar o să se întâmple în noiembrie. Cam asta a rezultat. Reducerea de dobândă, nivelul estimat 0,1%, deci de la 0,25% reducere la 0,1%. Asta ca să nu fie zero. Da, da. Cam asta. Un alt aspect la nivel macro, global, Fondul Monetar Internațional zice, domnule, va mai dura ceva, destul de mult poate, până să ajungem sau să depășim nivelurile de dinaintea pandemiei. Okay. Dar, în anumite chestii s-au depășit deja pe anumiți indicatori macro. Spre exemplu, vânzările de retail, vânzările cu amănuntul în zona euro, am discutat ieri sau bine, nu mai știu când a venit îmbucurător acest... Și era august față de august anul trecut și era mai mare. Era pe creștere. Așa? Deci Fondul Monetar Internațional vine cu acest avertisment, dar ne anunță că, domnilor, noi am fost cam pesimiști prin vară când am venit cu estimările pe creșterea economică, o să facem un upgrade. Deci dinamică mai bună a PIB-ului la nivel global decât estimau dânsii acum câteva luni. Deci, nu sunt noutăți, pentru că noi am discutat aici despre aspectele astea, dar în momentul în care vine o confirmare oficială, e de bine, zic eu. E altceva, da. Ok, petrol, dacă am terminat cu AUD-ul. Da, am terminat. Petrolul. Care, uite, câtă voioșie. Vezi, nu așteți moving average-ul, dar a auzit intenția noastră și a zis, bă, gata, depășesc moving average. Da. Și a străpuns rezistența acestei faze de consolidare. Și acum, te rog. E justificat asta, spuneam, o să fiu scurt.
E justificat în afară de fond monetar, vești mai bune. Clinton, ăsta Clinton, Trump nu mai e bolnav, atât să spunem grav, în ghilimele, dar dispar incertitudinile. Se formează un uragan în Golful Mexic și mai ales că am avut și sesiunea de ieri de creștere, deci pe date fundamentale bullish, da? Mă gândesc eu că or fi și ceva poziții de tranzacții de short covering. Stop loss-uri agățate și băi nene, o ia în sus, gata, am închid poziția pe scădere. Ar putea să fie și un aspect tehnic de această dată. De natura asta, da. Într-adevăr, într-adevăr. Și partea foarte interesantă e că ne apropiem de maximul precedent. Da? Și e interesant de văzut ce se va întâmpla aici, pentru că dacă ne oprim aici, ok, se poate transforma într-un sideways, dar dacă depășim, deja discutăm un pic altfel, în sensul în care, uite, domne, Taurii au avut forță să continue aprecierea, dar mai au un hop aici, unde a făcut el top prin zona lui 43. Da, da. 90. Și tocmai cam asta, adică de așteptat maxim acesta. Se formează un double top, un double bottom. Da, asta zic, exact. Zis altfel, da, exact. Poate fi un double bottom sau un flat, să vedem ce se întâmplă după așa. Situația din Norvegia, despre, pe care am menționat-o ieri cu acele greve și întreruperi de producții și așa, continuă să impacteze piața cu 300 și ceva de mii de barili pe zi. Undeva, dacă rețin-o corect, cifrele 8% din producția globală. Contează și asta. Bine, dând și acolo pe Brent, dar cotațiile merg, Brent și WTI merg de regulă cumva sincronizate, da. Bun, mai departe. Cine alege mai tu. Departe, euro sau euro? Putem euro și după aceea să mergem pe un invitat permanent sau ceva de acest gen. Și dăm o fugă și până Statele Unite. Corect, corect, corect. Da, aici, după aprecierea de ieri, pare că încearcă să continue să crească, dar are un 61,8 în cale. Și aici intervine un mic aspect relativ interesant, că dacă mă uit cu atenție și în fine, cam asta se vede și pe indexul dolarului, văd un soi de fanion orientat cu vârful în sus, ceea ce, din nou, fără a fi intenție de tranzacționare, de semnal, așa mai departe, dar atunci este îndreptat cu vârful în sus și precedat de o mișcare de scădere, semnifică continuitate, continuă ce a fost înainte, deci nu ar fi sus să vedem o scădere. Acum, această scădere, de văzut dacă se va opri în 1.1733 și îl va confirma de suport și va porni o apreciere susținută, sau dacă nu cumva va facilita trecerea sub și confirmarea drept dublă rezistență a linie inferioare a acestui fanion, respectiv al lui 1.1733, și de acolo să vedem o scădere care să țintească proiecția de 50. Deci asta ar fi o posibilitate. Sau dacă, ce ziceam mai devreme, dacă găsește drept suport aici, găsește suport la 1.1733, 61,8, tot așa o primă țintă, să nu zicem că nu avem o primă țintă, dar a doua țintă ar fi 1.1920. Uh-huh. Bun, hai pe Wall Street. Wall Street. Aici frumos creștem aproape, bine. Foarte frumoasă respingere din această zonă de acum dublu suport. De vineri, aia, da. Exact. Care, iată, că a instilat suficient optimism în rândul taurilor. Ei, practic, au reușit să, și cu ziua curentă, să depășească maximul sesiunii precedente, de stipulat faptul că da, ok, sesiunea e încă activă, pot interveni multe, dar deocamdată pare
că cam încearcă să străpungă acest 88.6, care oricum, și dacă nu ar fi 88.6, vedem că tehnic vorbind e un nivel destul de important și dacă vor reuși să-l depășească, nu ar fi o surpriză să vedem cum încearcă să extindă către maximul precedent. Dacă nu, probabil o să mai continuăm cu vreo consolidare, cu o poveste de genul ăsta. Nu avem cam un asta calendar, sau n-am avut cel puțin până acum un calendar macroeconomic îngrămădit, să spun, o veste bună, care la prima vedere nu poate părea bună, dar în cazul Americii este bună. Balance of trade, deficitul balanței comerciale pentru luna august, a atins un record istoric la 67 de miliarde de dolari. Pe partea de exporturi s-a păstrat nivelul, importurile au crescut cu aproape un miliard de dolari. La prima vedere, băi, cum mai că importuri cresc și e bine și nu că... Da, cunoaștem teoria, în cazul Statelor Unite, dar și putem extrapola regula, interpretarea asta și pentru alte țări. Păi, importi o marfă de care ai nevoie. Fie că ți-o cumpără un client, da? Sau, deci există willingness to buy, altfel, okay, dacă lumea își închide portofelul, nici ăștia nu mai importă, nu se vinde și dăm în alte chestii. Se strică jucăria. Sau pot fi importuri de, cum le spune, bonuri intermediare. În sensul că eu, producător de whatever produs, trebuie niște subansamble din China, spre exemplu, pe care le import, le montez, le asamblez, fac produsul finit, pe care îl vând. Dacă eu fac importul ăla, sunt aproape convins că voi vinde. Deci din ambele direcții înseamnă o dinamică bună a consumului, dacă este să o luăm. Dar nu numai a consumului, în fine. Deci nu este ceva foarte îngrijorător, mai ales în situația asta în care ne agățăm de fiecare punct procentual de creștere economică și de consum, de cifră de afaceri, de vânzări, cu tare. Invitatul permanent. Invitatul permanent, care deocamdată nu diferă foarte mult, adică nu s-a îndepărtat prea mult de povestea de ieri, da, s-a mai apropiat, ca să zic așa, de 38,2, dar din nou, să zicem că aici a încercat un pic așa un zvâc. Da, zic, domnule, ia să nu mai scadă, hai că încerc acum, da. Pare un pic limitat totuși de această dublă rezistență. Și cam asta ar fi ideea, dacă va confirma această dublă rezistență sau zona aceasta ca pe dublă rezistență, ok, discutăm despre posibilitatea unei noi unde de impuls pe scădere, sau dacă o depășim, ok, revenire și 23.6 ar fi ținta. Deocamdată putem spune că a respectat foarte cu minte canalul de trend descendent. Și nu știu, adică parcă rezistența ar fi mai puternică. Ai linia superioară a canalului descendent intersectată sau în aceeași zonă ai și rezistența 38.2, retragerii Fibonacci. Deci parcă sunt mai multe argumentele că dă cu capul acolo și respinge, vine înapoi, decât că se duce și străpunge și cu tare. Parcă, nu știu. Tu ce zici? Pe asta zic și eu văd la fel. Adică asta spune, fiind o rezistență, e ceva mai și oboseală aceasta. Dar o dublă rezistență, asta vreau să nuanțez. Da. Păi de asta ziceam, e mai marcată. Da. Și plus oboseala prețului nu ar fi exclus. Nu. Să o iau, da, fără intenția de a fi un semnal de transacționare, dar ne uităm tehnic, da? Prețul obosește, se îndreaptă așa obosit către o dublă rezistență, tehnic vorbind, ar cam putea să o ia în jos. Că intervine ceva care îl ajută dintr-o dată cumva și reușește ca prin minune să străpungă rezistența, e o posibilitate care niciodată nu trebuie exclusă. Dar, dat fiind variabilele curente, cam asta ar fi povestea. Dar, din nou, fără a fi intenția de a servi ca un semnal, intenție de trading, indicație, instruire, imbold și așa mai departe. Bun. Până la final, mai avem un instrument. Bitcoin. Nu, glumesc, vrei? Nu.
Nu, 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 mersi, nu, nu, ce vrei, nu, 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 nu. Mercedesul burselor europene. Ah, am înțeles. Ah, ce frumos. Da. Misio DAX. Care... stai așa un pic, adică sunt curios, da? Spuneam și el, uite, creștere frumoasă, își face treaba, dar când își atinge targetul ăsta aici la intersecția liniilor ascendentă și descendentă, sunt foarte curios ce o să se întâmple, pentru că dacă reușește să depășească această zonă și se înscrie peste 88.6, ok, discutăm despre o continuitate și așa mai departe, dar dacă se oprește aici, ce spuneam mai devreme, un posibil fanion, aceeași poveste. Din nou, fanion îndreptat în sus, precedat de o scădere, fiind conformație de continuitate, ar putea la fel de bine să ducă prețul sub linia inferioară a acestui fanion și 1, 2, 8, 4, 4, zona de unde ar putea să scadă până la 7.6, proiecția 7.6.4. Și asta e de așteptat și de văzut ce se mai întâmplă. Deocamdată taurii sunt în forță, dar să vedem la zona de convergență a celor două linii ce se petrece. Da, acesta parcă are două rezistențe de înfruntat acolo. Ok. Mai vrei tu să completezi cu ceva, te rog? Hai să le metem pe OSD, că ne-am uitat mai rar. Sigur. Aici, da, interesant că are, practic ziceam că, domnule, uite, se curbează, poate o rezistență, nu știu ce, și totuși a respins din 61,8, a încercat o apreciere și acum stă el așa un pic să gândească ce ar fi bine să facă cu viitorul lui. Dar, totuși, dacă nu are loc o revenire relativ rapid, adică nu știu, sesiunea curentă, poate sesiunea următoare, dar să rămână un pic în zona liniei și să îl tragă ceva în jos înspre acest 61,8, s-ar putea să rămână mesajul că, uite, a avut loc această respingere din 105, urmată de o creștere importantă, acum o consolidare care pregătește terenul pentru o nouă creștere către proiecția de 50. Deci aici e destul de, n-a spune la limite, dar interesantă treaba, da. Pentru că s-ar putea să urmeze o mișcare interesantă. Din nou, și asta nu vrea să fie o aici chiar limitere. E, cred că aici chiar e 50-50, adică fără niciun partipris sau ceva. Stă sus pe streașina acolo și zice, bă, eu ce fac de acum încolo? Nu știu, hai mai vedem, ne mai gândim mâine, știi? Adică da, chiar... Să dau la facultate, să-mi deschid firmă, să mă angajez. Sau să-mi deschid firmă într-o facultate. Da, cum ar fi asta? Un bar, un bufeto, știi? Exact, exact, da. Bună asta. Sau o draia de nufuri, știi? De curățătorie. Da. Cămin. Ai un plet de bani. Da. Toți studenții ar fi fericiți. Păi da. Bine, păi eu atunci hai să ne retragem și noi. Și ne mai gândim ce facem până mâine. Dar noi știm sigur ce facem mâine. De la ora 5 facem webinar. Corect. Adică nu... Noi suntem foarte predictibili, doamnelor și domnilor. Da. De deosebire de piețe, da. Putem să ne construim și un indicator care mereu să trece RSI. O zice hop, semnal de buy, știi, hop. Da. Webinar, hop. Ok, bine. Mersi frumos, Dorin. Mulțumesc și, Olivia. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că ne-ați urmărit live și ne urmăriți și pe canalul de YouTube, la care vă invit să vă abonați, astfel încât să puteți primi notificări de fiecare dată când actualizăm conținutul. Sunt Liviu Moldovan, ne reîntâlnim mâine la aceeași oră. Toate bune!